Spre exemplu, în multe state membre a Uniunii Europene cu tradiții vechi democratice, ședințele guvernului în general sunt închise stenogramele secrete pe o anumită perioadă și se desecretizează abia după ce trece o anumită perioadă. Noi am stabilit, cel puțin în condițiile unei democrații fragile, cum este în Republica Moldova, niște reguli prealabile, sau încercăm să le stabilim prin acest proiect, care să permită membrilor cabinetului, în timpul ședinților, să delibereze activ, să vină cu argumente, neavând teamă că, uite, procesul se transmite online și, într-un fel, ar putea să-i prejudiceze cumva imaginea, lăsând totodată posibilitatea ca la decizia primului ministru sau a cabinetului ședințele să se transmită online, dacă vor găsi de cuviință, dar totodată obligând ca toate proiectele de legi înainte de dezbatere în cadrul guvernului să fie făcute publice și respectiv comunicarea cu societatea să fie prin declarații de presă, comunicate de presă după ședințele guvernului. Există atâtea Consiliu Parlamentar al Coaliției, da. Consiliu Coaliției, atâtea unde pot fi făcute aceste dezbateri și polemici și argumentări. Da. De ce... Eu am invocat experiența, fiindcă chiar și cu toate aceste măsuri de examinare în prealabil a proiectelor care urmează să fie dezbătute la guvern, cu toate, chiar și necătând la aceasta, pot apărea anumite subiecte și situații când unul din membrii cabinetului ar dori să precizeze ceva, punând anumite accente care poate nu întotdeauna sunt foarte populare și în cazul când ar fi o ședință netransmisă online, dânsul ar avea mai multă libertate de exprimare. Prea multă transparență strică? Nu este adevărat, fiindcă transparența nu este limitată în niciun mod, fiindcă despre rezultatele ședințelor, în mod obligatoriu, se anunță după ședința de guvern, proiectele care se vor examina în ședință, oricum sunt publicate până la ședință. Așa că nu vedem nicio problemă. Liberale.